1970, la dorința mamei, tânăra Raisa a mers la școala de medicină de la Soroca. După absolvire, a lucrat câțiva ani la spitalul din Zgorița Drochia, în secția copii. Dar în 1984 s-a întors acasă, la Schineni. Mi-a plăcut foarte mult copilașii. Atunci îi dam ajutor, că erau bolnavi, dar acum asta m-a făcut ca să-mi aleg și în grădiniță să lucrez. Și a trecut iar și cu traiul lăsat de la oraș și am venit în sat. Și nu-mi pare rău deloc. Îmi place foarte mult să lucrez cu micuții. A lucrat vreo 7 ani ca asistent medical, dar dragostea față de copii și dorința de a fi cât mai mult aproape de ei au făcut-o pe Raisa să facă studii suplimentare. Astfel a devenit educatoare în grupele de creșă. Chiar dacă este cea mai dificilă vârstă, anume aici, printre picii neîndemnatici și caragioși, se simte în apele ei. E foarte bine în grupa de creșă, pentru mine personal, fiindcă niște emoții, niște cânărăți, niște jocuri, niște foarte mari emoții. Îmi place mai înscut enorm, îmi place să lucrez acolo. Pentru fiecare găsim un cuvânt de gai mângâia, îi luăm în braț, îi mângâiem, îi ducem la o jucărică, la alta, asta și copiii se deprind. E foarte greu, da, într-adevăr e foarte greu la cei mici, dar găsim cheia la fiecare, la inima fiecărui copil. Desigur, după mai multe cursuri de formare și seminare, a început să pregătească și grupele mai mari, iar din 1997 a fost numită în funcția de director al instituției. În toți acești ani a reușit să facă față tuturor responsabilităților de manager, dar și celor de educator. Dăruiește copiilor tot ce are mai bun și primește în dar recunoștință. Jocul nostru este format din o fată și un băiat. Învață scrie, culoare, cu minte frumoasă, veselă. E cu minte, ne controlează și suntem sănătoși, ne învețe lucruri noi să ne jucăm. De altfel a fost botezată de către copiii din sat drept Nana Raisa și totul din întâmplare. Dacă suntem în sat, nu ca în oraș, majoritatea sunt cu mătri, nani și au avut așa o generație mai mult rude. Și toți spuneau Nana Raisa, Nana Raisa și toți din grupă, mai ales în grupele mari, mai tare Nana Raisa decât doamna Raisa, erau de prins. În 2012, când a atins vârsta de pensionare, a cedat locul de director. Cu toate astea, a rămas să lucreze ca asistentă medicală, dar și educatoare în grupele de creșă, acolo unde se simte cel mai bine. Cu baba i-a spus, bate că coșuri să faci și să iei ușor. Eu am bătut găină și îmi faci în toată ziua cu totul ușor. Cum faci coș? Cum? Recunoaște că a trebuit să depună mult efort pentru a le dărui suficientă afecțiune copiilor ca să nu simtă lipsa mamei. Noi ne sărim pe tot timpul să-i ocupăm copiii, să nu aibă timpul de a-și aduce aminte de mamă sau să plângă. Diferite jocuri, diferite teatre demonstrăm, diferite jucării, dacă chiar poate apare și conflicte între copii. Da, mă rog, sunt copii, unul vrea jucărică, anume aceea jucărică care o are același copil. Ne străim să le propunem să joace împreună. Vai, sărmana, oare ce-a pățit, piciorușul tare și la frânt. Tinerii educatori îi apreciază munca și încearcă să preia din experiența ei. Îi plac copiii și în împrejurul lor le spune și povești și jocuri, îi atrage, mai ales pe aici micuți, îi ține în brață, le, știți, cu sănătatea, la unul poezioar, la unul îi e în brață, dar ei plâng și îi se atrage mai tare ca de părinți. După grădiniță o așteaptă gospodăria. Când se vede în curtea casă, îi schimbă o vorbă cu mama și se apucă de treabă. Soțul este plecat la Moscova, iar feciorul la Chișinău. De aceea toate grijile gospodăriei cad pe umerii ei. Foarte mult este
cad frunzele, întâi bătem nușile, apoi cad frunzele toate, le grămădim, le porumb acolo, întâi să cerăm, îi curățim, trebuie să lege lojane, se aduce acasă. E foarte greu. Dacă la început, câțiva ani urmă, când a plecat, era mai ușor, acum mi-e greu. Uite, nu sunt acele pteri, nu sunt serviciu și care n-are serviciu, e mai simplu. S-au sculat dimineață, au mâncat și s-au cade de chestiile care... Dar dacă e ora, e ora la serviciu. Trebuie să pleci la serviciu și aia este lucrul să le dăudești, să le faci tot. A fost tentată să plece și ea, dar nu putea lăsa nici copiii și nici mama de care are grijă. E că eu am vrut să fac doctoraz, dar eu s-o fac necesară și apoi a fost șef de grădiniță și apoi mă deamă necesară. A fost șef și necesară. Și mă bucur că am o fată cu minte și bună și măcată. Dacă au auzit că mă doare inima, de la sadic vine tot o fugă și îmi fac și jefe. Chiar dacă uneori grijile casei o copleșesc și se pare că nu mai vede lumină la capătul tunelului, ea știe că a doua zi va fi un nou zâmbet de copil și viața va prinde din nou culoare.